O comună din Constanța a reușit un record greu de egalat. A rămas în aceeași zi și fără primar și fără viceprimar. Primarul a rămas fără mandat după o condamnare definitivă cu suspendare, iar viceprimarul a fost reținut de procurorii DNA pentru șantaj. Interesante vremuri trăim. Înainte aveam întrecerea socialistă la porumb. Se băteau care să raporteze mai mult. Acum se bat care să aresteze mai mult. Frumos, frumos, bravo, uite că se poate face performanță și la țară. Ok, nu vorbim chiar despre un cătun sau un sat de la prăfuit, ci vorbim de o comună măricică, Tuzla, aflată pe lângă Constanța, dar tot la țară se numește. Haideți că trebuie să știți, Tuzla are și un aeroport și sigur ați trecut pe acolo în drumurile voastre către litoral. Către ăla bulgăresc, firește. Revenind la recordul penal înregistrat aici, haideți să vedem mai multe informații despre faptele viceprimarului. Viceprimarul din Tuzla a fost reținut pentru șantaj. Împreună cu un fost viceprimar ar fi făcut presiune asupra administratorului unei firme pentru a obține 48.000 de euro. Procurorii spun că cei doi l-au și amenințat pe omul de afaceri că îi vor alunga clienții și că nu-l vor mai lăsa să intre în sediul firmei. Viceprimarul l-ar fi agresat și fizic pe omul de afaceri. Ohoho, dar ce e acolo, nene? Sud-estul sălbatic? Deci viceprimarul din comuna Tuzla, ajutat de un prieten, mă rog, l-a șantajat pe un afacerist. Înțeleg că băieții l-au și smotocit puțin și i-au cerut 48.000 de euro. 48.000, sunteți nebuni? Așa da, frate, ăsta da, viceprimar, jos pălăria. Ăsta e om capabil, pe ăsta ar trebui să-l punem primar interimar la capitală. Pe Taner Reșit ăsta, nu pe tipul ăla de la București, Ștefănel sau cum îl cheamă. Ce șpagă poți să pretinzi tu când te cheamă Ștefănel? Ia, tată, 500 de euro, marș la joacă. Singura problemă ar fi că Reșit ăsta e musulman. Iar dacă e musulman, rezultă că e terorist. Deci pune bombe la metrou, cum ar spune domnul Băsescu, nu? Sau specialistul ăla de la PSD Diaspora. Noi n-am reușit să integrăm romii, domnul. Cum o să integrez niște musulmani 6.000. Care nici nu știu care șiiți, care suniți? Noi am mai spus și în studioul dumneavoastră și cred că și în emisiunea asta, cu ungurii de la noi ne mai înjurăm, ne mai supărăm unii pe alții, dar ăștia își pun bombe, domnule. Uitați-vă la ei, să vedeți că sunt cu ceasuri bune la mână, bine, știu limba engleză, ați văzut marea majoritate că îi vedeți și atunci mie îmi dă foarte mult de gândit.